că vremea în lume, ea și-a spune că vremea și astăzi, da? Credință veșnică, Tatăl noastră, jurăm, Măria ta. Să cântăm în primul rând, ce vreau să vă dați la refrenul acest cântec, haideți să ne simțim într-adevăr români, să ne simțim liberi, sunteți de acord, da? Cântăm cu toți. Nu este o seară de protocol, este o seară de libertate și o seară de mărturisire. Nu avem niciun indiciu că am fi obligat să ținem un anumit fel de cântă. Sunt cântecele sufletului nostru și cântecele poporului român. Vreau să vă spun un lucru extraordinar de important. În timpul unui spectacol, televiziunea Trinita s-a transmis, s-au trecut 3 spectacole noastre. Părintele Patriarh a sunat și a spus, n-am transmis nostru mitropolit, așa. De așa ceva avem nevoie. Eu n-am fost cel care a primit telefonul, tatăl meu care este aici, am primit de la înaltul mitropolit, imediat telefon. M-a sunat Părintele Patriarh și a spus, trebuie să învățim gemul acestor părinți români și că vor veni vremuri grele pentru țară. Au venit vremurile grele pentru țară. Acum trebuie să ne adunăm în ce care îi simțim românește, să avem curaj, să nu fim timorați de vocile români și de proteste și să ne arătăm credința și demnitatea națională. Cu Sfântul de Geniu, voievodul nostru Ștefan cel Mare, Sfânt de Calendar, ridică-ne Ștefan și vezi-ți thank you.
să ne facem un alt erou de nivel.